din 27 iulie 2017 cu următoarea ordine de zi. Ordine de zi pe care o va prezenta domnul președinte de ședință, domnul consilier Patrici. Domnul Patrici, aveți cuvântul. Deci astăzi avem un program, în dezbatere, consiliul local, 11-12 apropiudeți. Primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării sumei aflate în fondul de rulment în valoare de 75.000 de lei. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constant. Da. Vă rog, domnul primar. Voi da citire. Expune din motive. Subsemnatul Sava Constantin, având în vedere referatul de specialitate al doamnei Rău Mirela, consilier superior din cadrul compartimentului financiar contabil, care în baza proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea utilizării excedentului bugetat în 2017, ca să nu dau pe moldovenește, solicit spre aprobare Consiliul Local următoare. Unul dintre obiectivele de investiții ce urmează a se realiza este și reconstituirea podului din beton armat peste Torent, în punctul Biserica Sfinții Împărați Constantin Cerena, pe drumul local, în localitatea Hemeiuș, care este înscris în lista de investiții din anul 2017. Este oportun ca să se dispună de blocarea definitivă a sumei de 75.000 de lei din excedentul anilor precedenți, în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea acestui obiectiv de investiții. În prevederile articolul 58 din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se precizează modul în care poate fi folosit excedentul anual al bugetului local, după cum urmează. Articolul 58, capitolul 1. Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate în unele venituri ale bugetului de stat, prevăzute la articolul 6, litera A, a celor exceptate la articolul 6, litera B, și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se raportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative astea. A. Ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. B. Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între venituri și cheltuieli. Cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicărilor prevederilor articolului A, respectiv C, pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar. Având în vedere ca proiectul de hotărâre, având utilizarea excedentului bugetar din anul 2016, în anul 2017, îndeplinește cerințele de legalitate, solicit spre aprobare Consiliul Local. Deci ați audiat, ați ascultat expunerea de motive. S-a discutat și el în ședința de comisii. Cine este pentru? Cine are de făcut? Dacă aveți de făcut, da. Comentarii pe... În cadrul Comisiei de Specialitate am analizat Comisia de Specialitate, am dezbătut raportul domnului primar, am decis că este necesară alocarea subiectului respectiv. Da, deci în unitate de voturi, la început, am aprobat primul. Dacă și celelalte comisii, deci Comisia noastră de Specialitate a avizat faptul. Da, da. Da, bănuiesc că v-ați consultat. Da. Putem trece la punctul 2. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anul 2017. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constant. Vă rog, domnul primar. Raport de specialitate cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Subsemnata Rău Mirela, consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului, responsabil al compartimentului financiar contabil,
având în vedere prevederile legii numărul 273 de 2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completările ulterioare, a evoluției privind încasarea impozitelor și a taxelor locale, a sumelor existente în excedentul rezultat din execuția de casă anilor precedenți, propun spre aprobarea Consiliului Local majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2017 al Comunei Emeuș, conform următoarei detalieri la indicatorii de venituri și cheltuieli. La partea de venituri. Impozit pe clădiri, capitolul 070101, 30.000 de lei. Impozit pe teren, persoane fizice, capitolul 060201, 50.000 de lei. Impozit teren extravilan, capitolul 070203, 10.000 de lei. Alte impozite și taxe, 50.000 de lei. Impozit teren extravilan, 6.500 de lei. Total, 146.500. Asta e partea de venituri. Partea de cheltuieli. La administrație publică, salarii 120.000 de lei, cheltuieli de capital 17.000 de lei. Ordine publică, salarii 12.000 de lei, cheltuieli materiale 5.000 de lei. La cultură, 7.000 de lei, din care cheltuieli de personal 6.000, cheltuieli curente 1.000. La asistență socială, 2.500 de lei, asociație și fundație 2.500 de lei. Deci, total, 146.500. Veniturile corespund cu cheltuielile. Da. Deci, asupra acestui proiect, dacă sunt oportunități, discuții, referiri, propuneri, Comisia de Specialitate și-a dat avizare onorabil, Consiliul va decide în consecință. Altcineva? Noi are ceva de altă. Dacă Comisia de Specialitate au decis că este favorabil, noi nu putem decât să fim de acord. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Mulțumesc. Nu m-am invitat pe votul, doamna. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcționare publici și personalul colaborator în aparatul de specialitate al primarului Comunei Emeuș. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. Da. După cum ați mai avut în vedere la și ați mai discutat ieri în cadrul ședinței comisiei, chiar s-a dezvoltat. Astăzi vreau să vă prezint acest proiect. Subsemnatul Sava Constantin, primar al Comunei Emeuș, având în vedere referatul numărul 5136 din 4-7-2017 al doamnei Palade Elisabeta Tănuța, referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind stabilirea salariilor angajaților, funcționari publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Emeuș, județul Bacău, supun spre aprobare Consiliul Local grila de salarizare conform legii 153 din 28 iunie 2017, după cum urmează. Toate aceste salarii se raportează la salariul primar. Și vom începe așa. Asistent clasa 1 principal, un post vacant, studii superioare, coeficientul 3,55. Consilier clasa 1 superior, studii superioare 3,64. Consilier clasa 1 asistent, studii superioare 3,55. Consilier clasa 1 asistent, studii superioare 3,50, consilier debutant 3,45, studii superioare. Referent de specialitate în clasa a doua, asistent, studii superioare de scurtă durată 3,25, referent clasa a treia superior, mediu 3,31, referent clasa a treia, asistent, mediu 3,25, referent debutant, medii 2,5. Referent clasa a treia, polițiști locali, studii medii 2,81, la care se adaugă și norma de hrană. Referent clasa a treia, principal polițiști locali cu medii, studii medii 2,75. Referent clasa a treia, asistent polițiști local 2,70. Bibliotecar, arhivar, studii medii 3,31, bibliotecar studii medii 3,31, bibliotecar 1,
3,20, doar generale, studii generale 2,37, pasnic 2,3, șofer 2,3, muncitor calificat, studii generale sau medii 2,3. Asta e la personalul din aparatul de specialitate al primăriei și din cadrul administrației locale. Indemnizații lunare ale consilierilor locali din cadrul OAT Hemiuș. Indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului conform legii numărul 153/2017, articolul 40. Indemnizații de consilierul local și consilierul județean. Prin derogare de la prevederile articolului 34, alineatul 2 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, respectiv a președintelui Consiliului Județean sau a primarului general al municipiului București, după caz, exclusiv majorările prevăzute de articolul 16 alineatul 2. Pentru funcția publică de conducere secretarul OAT, coeficient și salariul de bază, cuprind sporul de vechime la nivelul maxim, gradația 5, în cazul funcțiilor publice contractuale de execuție, valorile sunt stabilite pentru gradația maximă de vechime, gradul 5, iar pentru restul gradațiilor coeficienții și salariile de bază se stabilesc prin împărțiri succesive conform articolul 10 din legea 153/2017. Coeficienții pentru stabilirea salariului de bază se mulțesc cu valoarea salariului minim pe economie. Da. După cum ați mai discutat și ieri. Chiar ieri în ambele comisii s-a discutat, s-au dezbătut toate punctele la acest proiect. Dacă în afară ce s-au discutat, s-a concluzionat, mai sunt alte intervenții, Eu zic că totul este la vedere, totul este legal, făcut după îndrumări, după tehnica care este venită. După lege. După lege, corect. După lege. Supun la vot. Sunteți de acord? Toată lumea? Abțineri? Este cineva împotrivă? Nu. Nu am dat de votul. Și punctul 3. Am fost bine. Vă mulțumesc. Mergem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a documentației pentru introducerea suprafeței de 7100 metri pătrați în intravilanul localității Hemiuș, elaborare pus în vederea realizării obiectivului pensiune, cabine medical, centru spa, ansamblu de locuințe și împrejmuire, teren ce se află în proprietatea domnilor Deceanu Cătălin Sebastian și Deceanu Adina. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Vă rog, domnul. Având în vedere articolul 36, punctul 5, litera C, din legea 215/2001, privind administrația publică locală, în baza articolului 56, aliniatul 6 și 7, din legea numărul 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, a legii numărul 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, solicit Consiliul Local Hemiuș aprobarea hotărârii de principiu pentru introducerea terenului în suprafață de 7100 de metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 62226, teren ce se află în proprietatea cetățenilor Deceanu Cătălin Sebastian și Deceanu Adina, din extravilanul statului Hemiuș, în intravilan, și schimbarea funcțiunii actuale din teren extravilan în zonă pentru instituții publice și servicii în vederea construirii obiectivului. Pensiune, cabinet medical, centru spa, ansamblu de locuințe și împrejmuire, motivat de faptul că prin cererea numărul 4859 din 26-6-2017, beneficiarii suprafeții de 7100 au solicitat hotărârea de principiu Consiliului Local Hemiuș cu privire la introducerea acestei suprafețe din extravilan în intravilan și elaborarea documentației PUS în vederea realizării obiectivului pensiune, cabinet medical, centru spa, ansamblu de locuințe și împrejmuire. Terenul în suprafață de 7100 metri pătrați aparține proprietarilor Deceanu Cătălin Sebastian și Deceanu Adina,
Conform contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul 738 din 24-6-2016, emis de notarul public Maria Ciorțelă Mihai, terenul se află în instagramul satului Hemeuș, în zona terenului agricole, la aproximativ 50 de metri față de zona împădurită și în apropierea centrului de agrement tip. Funcțiunea dominantă. Zonă teren agricol situată în extravilan. Funcțiuni permise. Construcții care servesc activităților agricole, construcțiilor cu destinație militară, căi de circulație, rețele tehnico-utilitare, forare și echiparea sondelor, lucrări aferente exploatării țițeilor și gazului, lucrări de gospodărie a apelor și realizarea de surse de apă. Funcțiuni complementare admise. Anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole. Utilități existente. Nu sunt. Accesul la teren se face din două drumuri de exploatare agricolă. Unul din partea estică și unul din partea vestică. Organizarea funcțională propusă pentru zona studiată nu este prevăzută în planul urbanistic general al Comunei Hemeuș, aprobat cu hotărârea de Consiliul Local, numărul 26 din 23 a 4 a 2008. Utilizările permise prin regulamentul local de urbanism al Comunii nu corespund cu cerința beneficiară. În prezenta documentație s-a studiat zona în vederea obținerii dreptului de construire și găsirea unei soluții optime de realizare a unei funcționale care să corespundă opțiunilor factorilor de decizie și totodată să permită soluționarea cererii beneficiarului în condițiile creării unui cadru arhitectural, urbanistic, armonios și unitar. Prin planul urbanistic zonal, supus pre-dezbatere, se va reglementa schimbarea funcțiunii terenului, asigurarea căilor de acces carosabil și pietonal, staționarea și spații de parcare în incintă, se vor reglementa indicii urbanistici maximali POT și CUT, se vor asigura utilitățile tehnico-edilitare necesare bunei funcționări a obiectivului propus. Soluție pentru alimentarea cu energie electrică și apă, evacuarea apelor uzate, încălzire, se va reglementa zona de implementare construcției, zonă edificabilă, se vor propune măsuri pentru protecția mediului, diminuarea până la eliminarea surselor de poluare, depozitare controlată a deșeurilor, organizarea de spații verzi, etc. Aprobarea unui stil arhitectural și utilizarea de materiale de construcție care să se integreze în specificul zonei. În vederea organizării terenului, prin prisma funcționalității, sunt necesare anumite măsuri de promovare a lucrărilor și a operațiunilor urbanistice, instituirea zonelor funcționale pentru servicii, locuințe, circulații, rețele tehnico-edilitare, parcelarea terenului care face obiectivul planului urbanistic zonal, respectarea zonificării prevăzute în PUS, respectarea zonelor edificabile și a regimului de aliniere recomandat. Pentru ca acest studiu să devină un instrument de lucru, în vederea urmăririi aplicării prescripțiilor și recomandărilor detaliate, documentația va fi însoțită de un regulament. Prevederile planului urbanistic zonal devin aplicabile și operaționale numai după aprobarea de către Consiliul Local al Comunii Hemeuș. Da. Asupra acestui punct, vă rog, domnul Terliț. Deci terenul este în extravilan, da? Da. Drum de acces? Este două drumuri de exploatație. Drumul de exploatare. Viitorii vor cere drum asfaltat. Se vor adresa... Nu pot să ceară drum asfaltat, pentru că acolo scrie în certificatul de urbanism fără utilități. Deci noi, când eliberăm certificatul de urbanism, nu avem ce utilități să scrim acolo. Să se facă precizarea asta în certificatul de urbanism. Păi se face, oricum. Deci, în cadrul avizului favorabil care o să-l primească prin votul consilierilor, cine va vota pentru, să se facă mențiunea asta. Da, este vorba aici de planul urbanistic și planul urbanistic general. Aici nu e vorba de planul urbanistic general, că fiind teren extravilan, orice cetățean are dreptul să solicite Consiliului Local
avizul pentru a face un plan de urbanism zonal. Așa că, în aceste condiții, din punctul meu de vedere... El își plătește toate cheltuielile care ocazionate de aceste costuri, privind realizarea puzului. Toate utilitățile și... Să se specifice specificarea care a făcut-o domnul Mihaile, ca în viitor să nu avem probleme să... Păi nu avem probleme, pentru că cel de la urbanism este avizat să elibereze asemenea documente și el știe foarte bine în zonă ce utilități are. Și nu poate să-i spună că are curent electric dacă nu are. Sau eu știu alte... Totuși, oare la hârtie este curent electric. Dom'le, dar ai dus pe cheltuiala lui. Cheltuiala trebuie să-i plătească lui ăsta. S-o împăcată că... Deci, menționăm în hotărârea de Consiliu că toate utilitățile și toate cheltuielile ocazionate de căile de acces să fie în sarcina beneficiarului. Domnul primar, noi acum îi dăm, domnul Mihaile, dăm acordul de principiu. El va merge la toate instituțiile abilitate. Prin acordul ăsta de principiu. Atât. Și acolo noi o să vedeți. Voi să facem mențiunea asta în hotărârea noastră de Consiliu. Pot să zic și eu ceva, îmi permiteți? Vă rog. După... Nu sunt consilier, dar păi... exact ceea ce am cerut noi în... Eu nu am venit aici singur. Deci sunt reprezentant la 12 persoane și dacă... Mai am un pic de timp, mai am 50 de semnături. E exact vorba de urbanism și este exact vorba de, despre planurile generale și planurile deci, generale. Deci, vă rog domnul Petrescu, avem ultimul punct. Dumneavoastră rețineți și vă dau cuvântul la ultimul punct la tot ce... Pot să vorbesc la ultimul punct și despre punctul ăsta? Da, bineînțeles. Sigur că da. Deci eu asta vă rog eu frumos, domnul Petrescu, la ultimul punct, faceți referire la fiecare proiect discutat aici. Da? Mulțumesc. Alte discuții asupra acestui proiect prezentat inițial. Cine este pentru? Se abține cineva? Deci, câte abțineri? 7. Da. Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Mergem la următorul proiect de hotărâre, la punctul 5. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă la documentație pentru introducerea suprafeței de 6.598 m² în intravilanul localității și elaborare pus în vederea realizării obiectivului locuințe, teren ce se află în proprietatea domnilor Dima Adrian, Dima Melania și chiar Oana Daniela. Proiect inițiat de domnul primar Sava. Da. Proiect numărul 5. Având în vedere articolul 36.5 litera C din legea 215/2001 privind administrația publică locală, în baza articolului 56 alineatul 6 și 7 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului urbanismului, legea numărul 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, solicit Consiliul Local Emeu și aprobarea adoptarea hotărârii de principiu pentru introducerea terenului în suprafață de 6.598 m² identificat cu numele de terenuri. 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3028, până la 3032. Teren ce se află în proprietatea cetățenilor Dima Adrian plus Dima Melania și chelarul Oana Daniela, din extravilanul statului Hemeuș și intravilan în vederea construirii obiectivului locuințe motivat de faptul că prin cerea numărul 5236 din 607-2017, beneficiarii suprafeții de 6.598 m² au solicitat hotărârea de principiu
a Consiliului Local Hemeș cu privire la introducerea acestei suprafețe din extravagant în cadran și elaborarea documentației pus în vederea realizării obiectivului locuințe. Terenul din suprafață de 6.598 metri pătrați aparținând proprietarilor Dima Adrian și Dima Melania, conform actului de desmembrare autentificat numărul 1281 pe 2007 emis de notar public bărbierul Carmen Nicoleta, act dezmembrare autentificat sub numărul 444 pe 2007, act alipirii autentificat sub numărul de 924 pe 2007, contacte de vânzare-cumpărare autentificate sub numărul 541 pe 2003, 1539 pe 2003, contract de schimb autentificat sub numărul de 445 pe 2007, act dezmembrare autentificat sub numărul de 447 pe 2007, act alipirii numărul 942 pe 2007 și proprietarii Chelaru Ana Daniela, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul de 3316 din 17-11-2015, emis de Bărgoanu Alexandru Mare. Terenul se află în extravilan în satul Hemeuș, funcțiunea dominantă, zonă teren agricol situată în extravilan, funcțiuni permise, construcții care servesc activități agricole, construcțiile cu destinații militare, căi de circulații, rețele tehnico-edilitare, forare și echiparea sondelor, lucrări aferente exploatării pițeiului și gazului, lucrări de gospodărie a apelor și realizarea de surse de apă. Funcțiuni complementare admise, anexe gospodărești și agricole, utilități existente nu sunt, accesul la teren se face pe drumul de exploatație agricolă. Organizarea funcțională propusă pentru zona studiată nu este prevăzută în planul urbanistic general. Este. Aici când este. Este reactualizat. Planul urbanistic general reactualizat. Cel care a semnat actul este consilier urbanist Bârzu Viorica. Deci o semnat. Urbanism, așa. Pentru schimbarea funcțiunii terenului și reglementarea indicatorului urbanism maximal este necesară întocmirea unui studiu urbanistic. Prin în prezenta documentație s-a studiat zona în vederea obținerii dreptului de construire și găsirea unei soluții optime de realizare zonei funcționale care să corespundă opțiunilor factorilor de decizie și totodată să permită soluționarea cererii beneficiarului și creării unui cadru arhitectural urbanistic armonios și unitar. Prin planul urbanistic zonal, supus spre dezbatere, se va recomanda schimbarea funcțiunii terenului, asigurarea căilor de acces carosabil și pietonal, staționare și spații de parcare în incintă, se vor recomanda indicii urbanistici maximal POT și CUT, care vor asigura utilitățile tehnico-edilitare necesare pentru funcționarea obiectivului propus. Soluție pentru alimentarea cu energie electrică și apă, evacuarea apelor uzate, încălzire, se va reglementa zona de implementare a construcții, de construcții, zona edificabilă. Se vor propune măsuri pentru proiectarea, pentru protecția mediului, diminuarea până la eliminarea surselor de poluare, depozitare controlată și a deșeurilor. Organizarea de spații verzi. În vederea organizării terenului prin prisma funcționalității, sunt necesare anumite măsuri de promovare a lucrărilor și a operațiunilor urbanistice, instituirea zonelor funcționale pentru servicii, locuințe, circulații, rețele tehnico-edilitare, parcelarea terenului care face obiectul planului urbanistic, zona respectivă, zonificării prevăzute în PUS, respectarea zonelor edificabile și regimului de aliniere recomandat. Pentru ca acest studiu să devină un instrument de lucru în vederea urmării aplicării prescripțiilor și recomandărilor detaliate. Documentația va fi însoțită de un regulament. Prevederile planului urbanistic zonal devin aplicabile și operaționale numai după aprobarea de către Consiliul Local al Comunii Hemeuș. Dumneavoastră sunteți cei care decideți, dar să știți că chiar și la punctul precedent nu văd decât un investitor care voia să vină cu fonduri europene, să aducă niște bani, să dezvolte zona aia de la Hergherii, că nu-i nimic, n-avem nimic acolo, și nu știu cu ce va fi încurcat dacă omul își plătea și își făcea pe banii lui Puzu și se venea aici să aducă doar în venit. Nu a trecut proiectul ăsta? Păi nu știu dacă a trecut. Nu, dar stau așa, deci discuție pe comisie, astăzi chiar niște procese verbale ieri, prin care m-am uitat și am văzut că ați dat aviz favorabil, astăzi n-ați mai dat.
nu știu dacă mi se pare corect, acești oameni se chinuie de un an și ceva pentru a obține aceste fonduri. Nu ne ajută cu, nu ne încurcă cu nimic pe noi activitatea noastră, că noi nu ne facem nimic. Eu am votat favorabil tot. Dar toată țara este cu problema asta. Deci unii vor să facă, ceilalți nu. Sunt oameni care vor să dezvolte zona, sunt oameni care vor să cheltui bani aici, să aducă venit la bugetul local. Ce fac rău? Sunt banii europeni. Măcar dacă nu vreau explicații. Deci vor o discuție, aceeași altă destinație, dumneavoastră spuneți că e în PUC băgat. Dacă e în PUC, eu nu știu. Dar nu este odată ce scrie doamna PUC. Nu este în PUC. Dar de ce să fim contra, dacă unul vrea să cheltuiască bani? Vă rog, era vorba de sus. Sus și asta. Deci, dincoace, toate etapele în planul de urbanism general reactualizat, cu toate avizile luate de la toate instituțiile statului, cu ridicări topo, cu cheltuieli de planșe și așa mai departe, dacă vreți să o luăm de la capăt cu planul de urbanism general, votați pentru. Domnul Mihai, dar când se mai aprobă? Deci nu știu, depinde de ultimile avizii. Dar noi de ce să fim contra, domnule, acolo deci, la deal să duntăm? Punctul meu de vedere, vi l-am spus ieri. Corect. Dar acum, de ce să fim contra? Fiecare votează întrebările. Dacă ne-am adunat aici, pentru a lua o decizie. Dacă în momentul de față... Dacă mai sunt... Nu. Deci... Alungăm investitorii. Dar nu urmă de investitori. Care investitori? Dar e diferit să casă, dacă să facă. Să fac case, domnule. Dar trebuie să ținem cont de lege. Cu cine afectează pozul general? Deci am spus-o mai înainte. Cu cine? Sunt niște cheltuieli făcute, destul de mari, în realizarea planului urbanistic general reactualizat și trebuie să o iei de la capăt ca să faci din nou, să obții din nou avize și așa mai departe. Dacă domnul primar are destul de finanțiare, să o facă, nu-i nimic, să o facă. Da, asupra acestui punct, vă rog. Da, și ca să o mai chemăm o dată pe doamna Sfânt. Ea datorează și ne încurcăm. Vede, dacă nu este, de ce să nu o aprobăm să dăm dreptul la oameni să se construiască? Dom'le, este părerea fiecărui, de asta e construcția. Ar fi un motiv întemeiat. Dar să fii. Vă rog. Eu am spus motivul întemeiat, bazat pe lege. Dar ați văzut ce-o scris, că nu este. Domnule, eu am spus motivul întemeiat. Doamna să-și mai verifice. Supun la vot acest proiect, cine este pentru? Deci două. Dacă voi mergem cu toate, nu. Să dăm, dar... Abțineri? Deci 13 abțineri? Sau mai e cineva împotrivă? Ce e cineva împotrivă? Nu. Deci, ați notat, da? Da, da. 13 cu 2. Asta e. Mergem mai departe la punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii în bani personalului voluntar din cadrul serviciului voluntar de urgență, a situațiilor de urgență, HMI-ul, județul Bacău, pentru merite deosebite. Ce s-a prezentat ieri în comisii, au luat un loc fruntaș la concursul care a fost. Domn primar, vă rog frumos, proiect inițiat domnul primar. Țin și cu această ocazie să felicităm încă o dată pe domnul viceprimar, cu el este responsabilul serviciului ISU pentru rezultatul obținut la faza pe județ. Am luat locul 2, nu aveam cum să luăm locul 1 pentru că locul 1 îl luau profesioniștii și ne-am gândit împreună cu dumneavoastră să stimulăm. Este un rezultat extraordinar, un rezultat cu acești oameni care au venit din timpul lor de liber. Comisia de specialitate a avizat favorabil în ședința de ieri pe comisie. Și a schimbat votul. Trebuie nimeni nu și-a schimbat votul la oamenii care au adus un plus de valoare pentru Comuna Remigiuș. Și cred că toți cei care suntem prezenți și care am fost prezenți ieri vom vota favorabil. Deci supun la vot și punctul 6. Cine este pentru? Abține, cine nu am putut. Deci
punctul 6, în anumitate de voturi, doamnă. Da. Cred că cei care au participat îi știți, da. Am citit și săptămâna și ședința trecută. Ședința trecută, nu? Contact de voluntariat. Contact de voluntariat, spui de familia. Da, da, am luat studiat. Proiectul numărul 7, domnul primar. Proiect de hotărâri în participare adresată Ministerului Educației. Vă rog. Educație Națională pentru cele două clădiri. Deci proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației următoarelor imobile. Școala Gimnazială Hemeiuș Andrieșeș, Școala Gimnazială Fântânele Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Da. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primar al Comunii Hemeiuș, văzând raportul și responsabilul cu achiziției publice Gălean Liviu, numărul 5396 din 12.07.2017, prin care se solicită inițierea proiectului de hotărâre prin schimbarea destinației imobilor. Școala Gimnazială Fântânele și Școala Gimnazială Hemeiuș Andrieșești. Având avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Bacău numărul 11.350 din 20.11.2013 privind organizarea rețelei școlare din UAT Hemeiuș, hotărârea Consiliului Local numărul 4 din 30.03.2014 privind organizarea rețelei școlare pentru unitățile de învățământ înregistrate în UAT Hemeiuș, județul Bacău, în anul școlar 2014-2015, prin care s-a aprobat încetarea activității învățământului liceal în comuna Hemeiuș. Acordul Consiliului Administrației al Școlii Gimnaziale Grigori Tăbăcaru, numărul 1153 din 6.07.2017. Adresa numărul 5898 din 28.06.2017 a Inspectoratului Școlar Bacău, prin care se comunică că nu sunt solicitări ale altor instituții de învățământ pentru spațiile ocupate de școli inițiale Hemeiuș, Andrieșești și Fântânele. Hemeiuș, respectiv Andrieșești și școala de la Fântânele. Cererile pentru închirierea unor spații școlare și intențiile primăriei în vederea construirii unui loc de joacă și a unui teren de mine fotbal pe terenul ocupat în școala Hemeiuș, Andrieșești, supun aprobării Consiliului Local Hemeiuș a proiectului de hotărâre pentru schimbarea destinației următoare de spații școlare. Școala Gimnazială Fântânele și Școala Gimnazială Hemeiuș. Deci s-au dezbătut, se cunoaște problematica care este, este un lucru bun să treacă în administrarea primăriei, pentru că se poate face ceva folositor. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă în unanimitate. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Subsemnatul Sava Constantin, în calitate de primarul Comunei Hemeiuș, județul Bacău, având în vedere prevederea articolului 123, alineatul 2 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, văzând raportul de specialitate numărul 4848 din 26.06.2017, întocmit de responsabilul cu achiziții publice, ținând cont de prevederile articolului 3, 4 și articolul 21 din legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare ale hotărârii Guvernului numărul 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunilor, orașelor, municipiilor și județelor, în vederea implementării proiectului Dispensar Uman Comuna Hemeiuș, cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2014-2020, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de hotărâre pentru trecerea suprafeței de 1135 metri pătrați din teren aflat la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a legii proprietății, în teren aparținând domeniului public al Comunii Hemeiuș și completarea inventarului domeniului public al Comunii aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 19 din 31.07.2000, conform anexei. Terenul nu face obiectul unor dosare de revendicare în baza legii 18/91, a legii 1/2000, a legii 10/2001 și a legii 247/2005.
Da, vă rog discuții, intervenții asupra acestui punct. Nu, supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă? Nu. Vă rog. Mergem la următorul punct. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice întocmită la faza de proiectare, studiu de fezabilitate, devizul general actualizat de facat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, documentațiile pentru obținerea certificatului de urbanism a proiectului tehnic, detalii de execuție și documentațiile pentru obținerea autorizației de construire pentru obiectivul de investiții dispensare în Comuna Hemeiu, județul Bacău. Proiect inițiat domnul primar Salomon. Este firesc, acum după aprobarea cererii pe care am depus-o la PNDR, să continuăm pașii. Unul era trecerea terenului să-l trecem în domeniul public, al doilea, proiectul în sine. Și atunci o să vă dau citirii expunerii de motive. Subționatul Sava Constantin, în calitate de primarul Comunii Hemeiu, județul Bacău, văzând raportul Comisarul de Achiziții Publice, înregistrat cu numărul 5690/24/7/2017, în care se solicită întocmirea documentației tehnico-economice, faza de proiectare, studiu de fezabilitate, deviz general actualizat, defalcate pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, a documentelor pentru obținerea certificatului de urbanism, a proiectului tehnic, detalii de execuții și a documentațiilor și studiilor necesare obținerea autorizației de construire și consultant pe timpul de finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții dispensar uman Comuna Hemeuș. Ca urmare a faptului că pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și fondurilor a listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL 2, în perioada 2017-2020, stadiul 19.07.2017, publicat în 19.07.2017 și unde, la poziția 68, județul Bacău se regăsește obiectivul de investiții dispensar uman Comuna Hemeuș cu alocarea de la bugetul de stat a sumei de 1.296.966 de lei. În vederea respectării articolului 9 și 10 din Ordonanța de Urgență, numărul 28 din 10.04.2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală a Ordinului numărul 1851-2013 și 9 mai 2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 28-2013, pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală și capitolul 2 din ghidul de implementare a Programului Național de Dezvoltare Locală, în conformitate cu prevederea articolului 36, alineatul 4, litera T din legea 215, numărul 20, legea numărul 215, din 23 aprilie 2001, a administrației publice locale. Supun aprobării Consiliului Local Hemeuș a proiectului de hotărâre pentru întocmirea documentației tehnico-economice, faza de proiectare, studiu de fezabilitate, deviz general actualizat de falcat pe categorii de lucrări și categorii de cheltuieli, a documentelor pentru obținerea certificatului de urbanism, a proiectului tehnic, detalii de execuții și a documentațiilor și studiilor necesare obținerea autorizației de construire și consultanță pe timpul derulării finanțării lucrărilor la obiectivul de investiții. Dispensarul uman, Comuna Hemeuș. Este vorba de poziția acolo, aici, nu? Da. Unde? În curtea dispensarului vechi. Pentru asta am cerut alipirea. Așa, curtea dispensarului. Nu scuzați, era lumina. Pentru că a fost la un moment dat discuția, am putea să facem aici sau corect. Când am auzit, Întrebarea care se pune logică. Am discutat-o la punctul anterior. Da. Motivul pentru care n-am putut să facem la vreme aceea, că era de pe o zi pe alta, ați văzut, e trecerea terenului dintr-un domeniu în altul. Și nu aveam, și asta înseamnă să așteptăm. Acum, dacă s-a realizat? Pe amplasamentul dispensarului actual. Dar a fost o chestie de 2-3 zile când trebuia să depunem documentația la Ministerul Dezvoltării și atunci pierdeam în final. Aveați două variații. Da, ai voie să schimbă plasamentul. Da, ai voie să schimbă. Atunci era terenul în domeniul public și puteam, de asta ne-am permis să am pus locația. Este un lucru bun, este o inițiativă foarte bună. Alte discuții. De dispensare avem nevoie. 15 miliarde, nu miliarde, nu? Un miliard și ceva, 12 miliarde. 1.296.000. 12 miliarde. 12 miliarde de vechi. Deci s-a obținut. Este un lucru foarte bun. 1.200.000 de lei
se va realiza acest proiect. Nu rămâne decât să-l felicităm pe domnul. Inclusiv... Nu trebuie să mă felicitați pe mine, trebuie să... Ce ați realizat un lucru? Eu vă mulțumesc că ați fost alături și ați votat aceste inițiative. Domnul Lincoln, să vedem degeaba le propun să liberez dacă nu ajunge cu toată investiția asta. Primul pas, dacă s-au făcut, al doilea îi realizează. Să sperăm că se realizează. Noi nu ne putem pune invers pentru ca să... Deci, asta e țara în care trăim. Nu putem noi să ne întoarcem în... Da. Alte referințe? Mai sunt? Supun la vot? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Deci unanimitate de vot. Mergem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici pentru terenul de sport din Travilanul Comunul Hineș. Proiect înțeles domnul primar Sava Constituie. După cum știți, tot în ședință de Consiliu am aprobat. Noi am avut un proiect pentru un teren de fotbal. Am discutat la vremea aia că sunt prea mulți bani ca să alocăm numai pentru acest teren. Cu acordul dumneavoastră și cu îngăduința dumneavoastră am aprobat modificarea proiectului. Ideea că dintr-un teren cu care trebuia să cheltuim o anumită sumă, să putem realiza două obiective. Și un teren de fotbal și o sală de sport în curtea școlii de la Grigorie Tăbăcaru. Ați înțeles problema la vremea aceea, ați votat, acum am venit cu raportul pentru să vă expun exact cum arată acest teren. De fapt, nu știu dacă la ședința trecută n-am avut documentație. Da. Da, subsemnatul Danco Iulian, în calitate de funcționarul Comunii Hineuș, ca urmare a finalizării proiectării obiectivului de investiții, vă propun inițierea și aprobarea unui proiect de hotărâri pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul teren de fotbal în intravilanul Comunii Hineuș, localitatea Hineuș, județul Bacău. Obiectivele proiectului: asigurarea condițiilor necesare de desfășurare activităților sportive în comună, pentru asigurarea unui spațiu de recreere și de petrecerea timpului liber pentru cetățenii comunii și în special al tinerilor, pentru organizarea unor activități culturale legate de evenimentele religioase sau ziua comunii. Date tehnice ale investiției. Caracteristicile terenului. Amplasament. În terenul situat la sud de parcul industrial HIT, Hineuș, având numărul cadastral 61.239, suprafața pe care se execută lucrări este de 7.140 de metri pătrați, se află sub jurisdicția Comunii Hineuș, intrând în domeniul public al acesteia. Lucrări ce se vor executa: amenajarea suprafață de joc, plasă de protecții, bancă de rezervă, tribună 50 de locuri, vestiare, WC-uri ecologice, instalații sanitare, branșament apă, racord, canalizare, menajeră. Durata de realizare și etapele principale în realizarea investiției. Durata de realizare a investiției este de minim 6 luni. Etapa 1, proiectarea investiției 25 de zile. Etapa 2, organizarea procedurii de achiziții 35 de zile. Etapa 3, execuția lucrării 120 de zile. Total 6 luni. Costurile estimative ale investiției, valoarea totală a investiției cu detalierea pe structură a devizului general. Valoarea totală a investiției fără TVA este de 452.946,25. Conform anexei întocmite de către SC Octavia Consult SRL Bacău. Devizul general estimativ al investiției, listele de lucrări, listele de cantități de lucrări s-au stabilit pe baza planului de situație la scara 1/500 și pe baza observațiilor din teren. Evaluarea lucrărilor s-a făcut pe baza de analize de prețuri pentru fiecare categorie de lucrări în parte și aflate în baza de date de prețuri naționale. Sursele de finanțare a investiției. Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii. Devizul cu toate le-am văzut. Da, vă rog o intervenție asupra acestui. Dacă sunt. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? La punctul numărul 11 nu aveam toate datele, dacă putem vorbi de cifre.
Raportul avea luni, cred că o să fie gata, contractul a fost până la sfârșitul lunii și probabil că de asta cei care au făcut proiectarea nu s-au încadrat până la ședința de Consiliu. Cred că o să rămână pentru luna august să mai facem o extraordinară cu unele urgențe care să vrea să se le aprobăm, pentru că au putea voluntar unul la acte să... Dar este făcută expertiza domnului primar pentru structura de rezistență? Da. Este de către specialiști autorizați. Păi chiar de la asta s-a plecat. Da, foarte bine. Refacerea structurii de rezistență și reabilitare termică. Mm-hmm. Reabilitare termică, când au făcut experții verificări, acoperișul, căpriorii și cei acolo. Deci acest punct va fi discutat în proședință. Deci am epuizat toate 11 10 proiecte, la punctul 100 diverse. Vă rog să-mi permiți să dau cuvântul domnului Petrescu, vă rog. Nu, avem, n-am aprobat procesul verbal. Vă rog. Deci, procesul verbal, de la ședința de luna trecută, din 29 iunie 2017. Cine de legi sunt 29? 29. Dispoziția este din 29. Așa. Da. 29. Se dau cuvântul? Nu. Procesul verbal. Procesul verbal. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal, dați-i cuvântul domnul Petrescu. Dar pe de asta am zis. Deci, domnul Petrescu, vă rog frumos. Asupra tot ce s-a prezentat, vă mulțumesc. Ce problemă aveți, dumneavoastră? Da. Domnule primar, stimați consilieri, reprezint interesele unui grup de inițiativă care dorește ca această comună să devină un pic mai european. Odată cu intrarea în european, știți foarte bine că România și-a luat niște angajamente înscris cu semnătura guvernului de a asigura canalizarea apă și toate utilitățile necesare unei vieți decente până în anul 2015. Suntem în anul 2017 și, din păcate, investițiile noastre în această zonă nu se prea justifică. Când tragem linie și socotim, avem o mare problemă. De ce? Nu avem în continuare canalizare, nu avem în continuare apă, nici gazele nu sunt chiar peste tot. Nu știu dacă iluminat public este pe toată comuna, ca să nu mai zic de monitorizarea video, care este doar de la pripor încoace. În partea aia, am vorbit cu domnul primar, mi-a explicat, asta este poziția noastră. Și atunci, am dorit și noi să știm când se vor face aceste investiții. Aveți un obiectiv, un termen, ceva? Ca să nu mai zic de... Da, după ce îmi spuneți, vreau să zic în continuare și cum e cu puzurile și cu cugurile și cu urbanismul în Henești. Deci, prima întrebare asta, da? Da. Există un plan. Da. În Henăiuș, care să acopere semnătura Guvernului României în ceea ce privește utilitățile în România? Există, domnul Petrescu. Când vom avea canalizare? Promisiunile și contractele pe care le avem și planurile pe care le avem în desfășurare și ceea ce pot să vă spun, la sfârșitul anului 2020. Deci cu 5 ani întârzie. Aș vrea să specificați în procesul de lucrul ăsta. O să vă prezint. Dacă aveți răbdare, o să vă mai amurat. Am răbdare. Eu am venit aici cu foarte multe răbdare. Deci noi facem parte dintr-un master plan. Domnul Mihail știe mai bine și pot să vă explice că a fost chiar de la prima inițiativă și de la bun început al acestor demersuri. Heneiușul, Letea Vechi, Mărginenii, Bacău sunt cuprinși într-un program al CRAB-ului. CRAB-ul este cel care a obținut fondurile europene. Da, dar nu și pentru partea din Fântânele. Dar de unde știți dumneavoastră că Fântânele nu este prins în program? Pe ce vă bazați? Păi nu am găsit nicăieri un proiect care să prindă Fântânelele. La ce vă referiți, domnule? Canalizare. Ba da. Este. Deci noi am făcut un proiect pentru canalizare de la satul Fântânelii, care face juncțiunea cu proiectul master planului, care va prelua toată apa uzată din satul Fântânelii și o va descărca în canalizarea în tamarei colectoare, care va fi descărcat de mai departe la Ghelăiești, de acolo unde este. Dar este un proiect separat. Este separat și este făcut pe cheltuiala bugetului local.
Acesta este deci în afara master planului. Că am avut în vedere lucrurile. Păi da, nu putea să-l prindă. Așa au gândit ei atunci când au făcut master plan. Strategia lor. Iar acum noi până la sfârșitul anului 2017 trebuie să terminăm, să semnăm cu firma Fidner de la București, firma de proiectare cu fonduri europene care se ocupă de canalizare și aducțiune apă. Ei merg în paralel, pentru că noi aceste servicii, cum ați văzut și cu apa, nu mai aparțin primăriei. Noi după ce vom avea analizele bune la stația de tratare, acest serviciu vom preda CRAB-ului. Cum predăm și extindere de gaz metan și instalații electrice, toate sunt predate cu către instituțiile care să le exploateze. Către operatori. Către operatori. Deci așa s-a întâmplat. Nu vreau să pleceți atât de ușor peste treburile astea, pentru că uitați, de exemplu, în toată ședința nu s-a discutat de utilități. Abia acum începe discuția despre utilități. Stați un pic, noi avem un program și o ordine de zi, domnule. Știu, e foarte bine, dar eu zic că primăria este responsabilă de utilități. Știți că m-am pus să fac eu odată trotuar în fața casei? Nu în fața casei mele, tot cartierul, cât eram noi acolo, pe 150 de metri, nu se face. Face să vedeți ce avem să vă luați la consumare. Exact asta mi-a zis și domnul Mihail, că nu putem face investiții pe domeniul public. Nimeni nu aprobă așa ceva. De-aia și sus, nu știu, când vreți noi să sunteți acolo, că dați puzul și ăla să-și tragă, să-și facă canalizare, să-și facă asfaltare. Nu poate să facă nu legal. Dar nu contează. Deci nu e legal și atunci așteptăm, trebuie să așteptăm ca primăria Hemeiuș să investească în utilități, inclusiv drumuri, trotuare, iluminat public, video, gaz și așa mai departe, pentru că noi, ca persoane particulare, nu putem să o facem. Este așa? Este așa. Așa este. Este perfect legal. Și atunci revin la problema utilităților în comuna Hemeiuș. Haideți să facem ceva tot. Pentru că până acum, uitați, deci până acum nu s-a discutat de lucrurile astea. Dar noi nu putem discuta la fiecare care și aceleași probleme, domnul Petru. Dar ele există. Și pentru faptul că Guvernul României nu își respectă cuvântul, promisiunile. Deci, Guvernul României va plăti pentru lucrul ăsta. O să vedeți, discutăm despre infringement la Bruxelles și cât va plăti Guvernul României, că nu a reușit. Nu Guvernul, că din noi. Stai un pic, de fapt, Guvernul României. Deci, Guvernul României va trebui să plătească. Adică România va trebui să plătească pentru faptul că gropile de gunoi nu sunt ecologizate. Pentru că nu s-au montat, mă scuzați un pic. Nu s-au montat, nu s-au executat canalizările la care România a spus, da, domnule, le vom face și au și semnat. Conductele de apă nu sunt sau dacă sunt, nu sunt puse în funcțiune și așa mai departe. Și atunci, cum să nu discutăm în Consiliul Local, noi care plătim taxe aici, atenție, și plătim taxe la fel, plăcem din Buricul Târgului, nicio diferență între impozitul meu și impozitul privat de aici, de la Antic, de exemplu, de lângă. Codul fiscal nu-l facem noi, domnule. Nu, dar nu asta este problema. Deci, avem pretenții. Deci să fie foarte clar. Deci, știu că sunteți de acord. Am avut o discuție preliminară. Și atunci, cum facem totuși să împingem puțin lucrurile? Nu putem aștepta. Dacă așteptăm, nu se va întâmpla nimic bun. Ca să se întâmple ceva bun, trebuie să mișcăm lucrurile. Eu vreau să vă dau numai un exemplu. Este mai importantă infrastructura decât zugrădarea unei scori. Să vă zic de ce. Nu să construiți pe ceva fără infrastructură. Nu aveți canalizare, nu aveți apă, nu avem canalizare, nu avem gaz peste tot, nu este iluminat public peste tot. Deci astea sunt primele lucruri din care cineva trebuie să investească. Gaz peste tot, noi nu putem să mai avem. Avem deja conductele principale, racordurile principale în sat. Fiecare zonă s-a extins. Noi nu putem fi bani proprii de la buget, ar fi greu, da, într-adevăr, noi avem gaz metan în comun, facem o investiție și aducem gazul. S-a adus gazul la nivelul anului 96, 98, 2000. Dar este acum investiția, eu trebuie să o fac, să umplu un an jumătate după avizii pe la toate ușurile și pe la toate cu sărumâna. Și mă duc după aia, după ce am făcut investiția și am cheltuit bani, eu predau, poftiți domnul de la gaz. Vă rog frumos, veniți. Avem investiții, acum ne rugăm cu, să facem recepția din primăvară, 3 luni de zi, și ne rugăm în acel domn să vină la... Păi așa e legislația, dar acel domn din la companie privată, de ce nu veniți să-și facă treaba? Când l-am chemat și predăm amplasamentul astă toamnă în noiembrie, o zis că e răcit. Că l-am chemat să vină la plenare. Stați un pic, despre gaz sau despre ce? Despre gaz, da. Și nici acum nu avem gaz, pentru că oamenii vin iarna și nu poate să racordeze. Când am făcut recepția.
Domnul cine? Domnul Tăicianu sau cine? N-are rost. Păi spuneți-mi, ca să-i dau un telefon. Nu facem acum. Uitați colegii mei, stați un pic. Colegii dumneavoastră, uitați cum se mișcă lucruri. Mai bine, că dacă la dumneavoastră chiar e bine. Nu sunt parohian, stați un pic. Colegii mei de meserie. Deci avem meserii foarte apropiate. La fel cu cei de la CRAB. Vin să ne motivează că ne trebuie o pompă. Vai de mine, pompa de la noi, de la bazinul de 300, nu duce în ăla de 100. În primul rând sunt două pompe, nici măcar nu știu că e o pompă. Sunt două pompe acolo, doi, nici măcar nu știu. Dacă la Ion s-ar arde un transformator pe un anumit, pe un anumit tronson, cumpără primăria transformator și îi pune la Ion ca să o secundă, am studiat legislație. Deci sunt tobă în materia asta. De ce se întâmplă? Dacă se arde pompa, ei sunt obligați să o înlocuiască. Da. Nu noi, dar de ce dau pe noi? Stați un pic! E o altă chestiune. Dacă pompa este prea mică, deci pentru că inițial proiectul a făcut, fost făcut pentru 15 sau 30 de case, uite chiar nu mai e de mică. Nu așa cum a fost. Nu este adevărat domnul Petrescu. Proiectul inițial și vedeți. Dacă trebuie montată o pompă mai mare, da. Obligația este a primăriei. V-am trimit geanta mea e plină de acte. Dar și la mine în birou. Cum să fie un bintu? Eu am predat serviciu, domnule. El s-o luați și ia bani de acolo. El vinde apă populației. Asta e serviciul lui domnule. Dacă îți arde pompa și trebuie înlocuită, plătește CRAB-ul. Dacă pompa este subdimensionată în secunda asta, pentru că a fost bine dimensionată când a fost până dar acum, pentru că sunt foarte multe case se sub. Dar eu dar nu contează părerea mea, se contează legea doamne. Dar cine a aprobat? Nu sunt avocatul lor, îi urăsc. N-am apă. Eu n-am cum să mă să cum în primul rând, nu specialist. Am fost peste director, am vorbit cu el. Un om foarte înțelegător. Mi-a răspuns la mail, mi-a dat hârtii, i-a trimis pe ea în ședință la fața locului. A fost ok. În continuare nu am apă. În continuare mi se bolborosește pe acolo. Înlocuirea pompelor cu altele de debit mai mare sau de înălțime de pompare mai mare este sarcina OAT-ului. N-are nicio legătură cu ceea ce ne spune. Iar vă contrazic. În situația asta, dacă... Bun, atunci am chem discuția. Nu, ascultați-mă. Deci eu așați gogoși care mi le-au vândut și mie. Nu, deci eu vă trimit actele ca actele la mine. Eu vă spun rău, m-am grăbit foarte tare. Nu, dar nu asta, e o problemă de logică, domnul Petrescu. Nu e vorba de logică, e vorba de legislație. Eu vă spun un lucru. Dacă pompa aia împinge 80 de metri cub pe zi, să zic, noi mărim pompa, o să schimbăm pompa, o să avem 100 de metri pe zi, da? Deci tot nu fac față la... Deci cu 20 de metri cub, care e problema? Cât acopăr eu? Deci toată lumea problema tot rămâne. Deci ei trebuie, deci cei de la CRAB trebuie să monteze o pompă la casa de apă care să împingă apa, așa cum cade ea în cădere naturală. Dumnezeu ați fost până acolo? Am fost peste tot. Deci cum cade, deci căderea nu este suficientă, nu asigură un debit suficient pentru rezervorul din Trebeș. Ei trebuie să își monteze o pompă sus la casa de apă care să împingă apa în rezervorul de la Trebeș. Din rezervorul de la Trebeș sunt două pompe care merg în tandem acum, la noi. Care împing. Ălea trebuie înlocuite, că nici ăla nu asigură. Ălea, de fapt, sunt mari. Nu sunt ale dumneavoastră. Sunt ale primăriei Mărgineni, o luni sunt la Consiliul Local la Mărgineni, cu legislația în brațe, ca să le explic și lor, că ei trebuie să înlocuiască acele pompe. Nu CRAB-ul. CRAB-ul trebuie să-și monteze pompă. Nu rezolvă nici ceea ce nu știți dumneavoastră, domnul Petrescu, permit să vă întreb, este faptul că s-au adus modificări la proiectul inițial care alimentează rezervorul de sus de la Trebeș. Și asta o știe primăria Mărgineni și asta o știe și fostul primar, care nu mai este la ora actuală, deci și o știe și compania de apă și intră în sarcina lor să rezolve această problemă. Să asigure debitul. În sensul pentru că au schimbat, au făcut niște bypass-uri și au schimbat conductele care erau inițial. Au respectat proiectul inițial. Exact. Deci atunci vă cere expertiză pe proiectul acela. Așa o cere. Doi, ca să mai știți în lucru, mă scuzați, domnule, încă un lucru, am înțeles tot de la specialiștii lor de acolo, conducta care alimenta bazinul de 300 de metri de la Mărgineni, s-a mai înțepat în el și o mai dus o ramificație a în zonă. Eu și atunci normal că nu are putere. Deci fiecare în OAT-ul său trebuie să facă investiții pentru îmbunătățirea sistemului de distribuție al apei. Deci cât ține de HME-ul și la HME-ul și nu ține decât acolo sus, deci cele două puncte eventual, sau una din ele, cea principală, pusă una mai mare. Adică, care să asigure un debit mai mare pentru rezervorul. Eu vă întreb pe dumneavoastră, în 2000 de lei stă bugetul CRAB-ului? Că până la urmă atâta mergea. Așa e legislația, au și juriștii lor. Și juriștii lor, haideți să trecem de la una la alta să ne doare capul, că ne urcăm în urmă. Că încurge apa în oraș.
E fântâni artezienii și nu plătește nimeni. Nu interesează, vine muncitorul, îl vezi acolo că stă cu țigara, să uită, mai vine altul. Apa aia, dacă acea companie ar fi interesată și ar fi din banii lor, vă spun eu că s-ar duce și ar interveni imediat. Dar plătim cu toții noi și trebuie să... probleme, domnule primar. Ăla trebuie... Deci problemele de infrastructură sunt probleme reale în Hemeiu și din păcate, nu vreau să zic treaba asta, dar Hemeiu și-a rămas mult în urmă față de celelalte comune din jur în ceea ce privește infrastructura și băi în viitor, când să facem o plimbare. Asta așa să... e. Așa e, nu? Dar nu contează. Deci, bun, dar haideți să facem ceva ca să-i prindem din urmă. Deci m-am rătăcit prin Nicolae Bălcescu, mi-am făcut cruce. Mi-am făcut. Duceți-vă un pic acolo. Doamne, rigole, asfalt, beton, canalizare, apă, peste tot. Câți ani aveți de când sunteți în Hemeu? 20. M-am așteptat, domnul. Am plătit impozit 20 de ani, stați un pic. Am plătit și plătesc impozit, am plătit 20 de ani, plătesc în continuare impozit, ca și toți vecinii mei. Ca și noi. Ca și dumneavoastră. Da, dar ne simțim puțin neglijați acolo. Da, stați un pic, vreau să vă mai întrerup. În primul rând, cu utilitățile. Principalele discuții la primărie, în consiliul acesta, nu trebuie să fie decât ce să facem pentru cetățeni. Cum utilitățile să ajungă peste tot. Construiți o comună pe nimic. Deci nu aveți nimic de desubt. Vreți să vină investitor. Nu va veni nimeni. Primul investitor când vine zice, hai canalizare. De ce? Pentru că el trebuie să respecte astea, prescripțiile de mediu. Prescripțiile de mediu, vă spun, sunt foarte grele. Eu sunt controlat și vârful. Da, domnule, dar faceți... Ai canalizare, n-am canalizare. Ai apă, n-am apă curentă. Ce? Uitați, vă votăm și vă delegăm de partea noastră să ajungeți în Parlamentul României și să vă văd ce veniți ceva concret. Nu, dar eu vreau să aibă Hemeiușul, să aibă toată lumea, să aibă canalizare, apă, gaz curent, iluminat public, trotuare, pentru că ne omoară mașinile. Deci drumul ăsta de aici este drum de 7,5 tone. Toate semnele de circulație au fost furate de șoferi. Pentru că era drumul pe care tranzita, le-am furat de la Bicaz și cu pietrișul a dus o mașină cu alte 5 fărate de la Bucuș din cele două mari, cum le zice, barastie. Plătim și plătim poliție rutieră. Și plătim. Și atunci, deci acest drum este al Comunei Hemeiu și este al Consiliului Județean, este de compania județeană care ține documentele drumului la secret. De ce? Este foarte simplu. Pentru că drumul e de 7,5 tone. Iar pe aici trec mașini de 50 de tone. Toate podețile sunt afectate. Toate podețile care înseamnă infrastructură. Iarăși revin la infrastructură. Deci toate podețile sunt afectate. Vibrațiile în timp vor afecta toate construcțiile din zonă. Pentru că acest drum, ca principal, care trece pe aici 119 sau cum se cheamă, nu are fundație pentru 50 de tone. Este ca o casă fără fundație. Circulă mașini super grele, uitați. Dacă te le simți și în primărie. Nu se poate, când treci una de aia mare... Nu se simte, are fundația destul. Are fundație. Eu am fundație de 2,60 m, asta e mai mare. Da, deci astea sunt discuțiile pe care vă rog să vă gândiți. Să vă gândiți cu toții cât sunteți consilieri și să găsim un răspuns, să găsim soluții. Dacă ați zis 2020, foarte bine, 2020, vom avea... Da, trebuie făcut ceva ca să avem canalizare în 2020. Nu putem aștepta să vină canalizarea. Domnul Petrescu, legislația e făcută prost. De asta am zis. Când ajung acolo în Parlament, uite de tot ce au promis. Exact. Am încărcat stația de tratare pe seamă. Am zis, gata, au trecut o lună jumătate, trebuie să ne apară câștigătorul, ok-ul. În loc să ne apară ăla, ne mai apare că ne mai trebuie un document. Cu cine ne luptăm noi, domnul Petrescu? După o lună și da, dar aveți certitudinea. Deci dumneavoastră cumpărați acum o stație de tratare apă. Da. Aveți certitudinea că unul din distribuitorii de apă zonali va prelua această instalație de apă? Da, bineînțeles. Aveți? Sunt făcute demersuri. Asta a fost condiția. Aveți în scris directorului, dacă vă fi plăția asta? Inclusiv are domnul primar, l-am obținut, eu de la urmă. Domnul primar, domnul director de la TRAM, ne-a zis foarte clar că nu va prelua această demersură. Că sunt de la fostat lui. Dar ce domnul director nu e, domnul director acolo nu-i pe stavul ăla pentru vecie. Toată lumea problemă bune, dar e o problemă mare. Deci trebuie să găsiți alții. Hai să avem analizele bune, că nu stăm la discuții. Domnul, ce facem cu canalizarea? Dați-mi voie să vă spun și eu câteva lucruri pe care vreau să vi le răspund în numele Consiliului Local și al celor din... Deci noi suntem aici de sute de ani.
Trăim într-o localitate unde n-am avut niciun fel de utilitate de sute de ani. Dumneavoastră ați venit de 20 de ani. Urbanizarea unei localități se face în etape, în ani, în zeci de ani. Așa că nu putem discuta, avem Bacău, avem București, De ce să nu discutăm? Deci, nu, dumneavoastră veniți și cereți Consiliului Local Hemeiu și primarului în special ca să rezolve problema operativ la toate aceste solicitări ale dumneavoastră. Avem un proiect, un program, pe care are domnul primar și o să vină pe site-ul primăriei sunt toate proiectele, toate hotărârile de Consiliu. Așa, ne mutăm într-o localitate și ne ducem la primar și strangulăm, că, doamne, dar de ce n-am eu utilități aici, doamne? Dar așa este. Nu v-am deranjat întrebările. Nu m-am deranjat. Ba da, sunt sigur că v-am... Da, cum puneți problema, v-am deranjat. Dar noi am trăit aici sute de ani, domnule. Mii de ani ați trăit. Mii de ani. 7 mii de ani. Nu așa. Asta nu înseamnă că nu trebuie să avem și noi canalizarea apei. În etape, domnul Petrescu, dumneavoastră gazele le-ați extins. România are gaze peste tot, că ați lucrat la gaze, nu? Nu. Păi nu. Despre ce vorbim? Deci, eu aș vrea să plecați dumneavoastră de aici, la sfârșitul întâlnirii, înțelegând că Consiliul Local, prin speță primarului Comunii Hemeiuș, îi pasă de localitatea Hemeiuș și încă din primele ședințe, primele lucruri care, la care ne-am gândit și în care ne-am consultat și le-am aprobat în funcție de legislații, au fost infrastructura Comunii Hemeiuș în ceea ce privește canalizarea, ceea ce privește apa, ceea ce privește asfaltată, iluminarea și așa mai departe. Numai că și dumneavoastră a spus și noi toți știm că legislația lasă de dorit și ne întâmpinăm anumite obstrucționări. Iar dacă astăzi nu sunt realizate anumite lucruri, asta nu înseamnă că noi stăm și dormim și nu ne pasă că nu sunt realizate. Încercăm pe toate creierii să poată să se realizeze toate aceste lucruri de care și noi avem nevoie. Nici eu n-am canalizare și eu doresc. Foarte rău că n-aveți. Hai să facem ceva. Să facem ceva. Pot să mă apuc eu să sap, eu aș vrea mâine. N-aveți voie. Avem o firmă, avem un plan și care noi urmăm și poate să intervenim. Exact. Ești un domnul de la scăpă. Deci sunt oameni. Dacă aveți grupul ăsta de inițiativă, veniți alături de domnul primar, de Consiliul Local, facem front comun și facem toate demersurile necesare, inclusiv să colectăm, să adunăm, să strângem semnificația, să modificăm legislația. Nu e vorba de modificare. Se poate respecta legislația. Așa cum au tras ăia canalizarea, au montat canalizarea la Bălcescu și la Mărdăneni, să montăm și noi. Păi dacă mergeți puțin, Domnul Petrescu, sunteți cel mai fericit pentru că ați avut ocazia să ascultați un fost primar și un actual primar. Nu sunt chiar așa fericit. Nu. Fericirea e cu totul altceva. Adică, fericirea nu are legătură cu discuțiile noastre. S-au reținut toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumesc, mă puteți... Nu. Dar n-am zis așa ceva. Băi, evităm să mai rămâneți câteva minute. Pentru că, referitor la ce a spus mai înainte, o să dăm curs... Depuzul și depunct. Puzul este o excepție. Pubul este baza. Dacă discutați trei excepții la o ședință, ce excepție mai aia că devine o regulă? Chemați un arhitect să vă explice. Eu sunt inginer petrolist. Nu trebuie ca puzurile să fie regulă. Puzurile sunt excepții. Păi nu sunt. Mergeți pe puburi. Eu am dat aviz favorabil, eu de-aia știu ce înseamnă. Deci am dat avizul sectorului Bacău la Transgaz pe pubul care mi-a venit anul trecut. Ați înaintat un punct, nu? Da. Reactualizat. Și l-am citit, m-am uitat, fiind localitatea mea, că eu așa o consider, așa. În secund, nu? De când am cumpărat terenul aici, de când m-am mutat de aici, consider localitatea, m-am uitat cu foarte mare de pe punct. Atenție pe punct. Pugul este bine făcut. Da, așa. S-au cheltuit o grămadă de bani pe exact, el. Dacă puteți să-l respectați, respectați-l că e gratis. Dacă nu puteți să-l respectați,
E o problemă. Ne-a ajutat la Ministerul Culturii. De la atâtea guverne ale României, nu este aprobat? Încă ceva. Deci, extinderea intravilanelor nu este în interesul ecologic al țării. Nicăieri nu se extindă intravilanul decât în România și în Bulgaria. Credeți-mă pe cuvânt. Puteți verifica. În rest, intravilanele se restrâng. Dumneavoastră sunteți avantajat când v-ați luat printre primii teren la Hemiu. Exact. Era intravilan. Era intravilan. În plus. Pe lângă faptul că era intravilan. Nu, dar eu vorbesc la modul general. Așa. Înainte era extravilan. Nu v-am cerut niciodată, n-am făcut curs. Eu îmi doresc comuna noastră să devină un cartier al Bacău. Haideți să o facem. Avem o oază de obținere aici în dreapta. Ce-a zis un cartier al Bacăului? Poftim? Un cartier al Bacăului. O să fie aretic ca un cartier al Bacăului. Nu, trebuie să rămânem în Hemeiuș. Nu cum arată cartierul CFR sau Ungherea. Nu, trebuie să rămânem în Hemeiuș. Trebuie să devine ca un cartier al Bacăului. Și nu cetățenii ai Hemeiuș. Domnilor consilieri, vreau să mă lăsați să mai spun două vorbe. Domnul Petrescu este unul dintre cei cu care eu am colaborat de-a lungul timpului în vederea realizării investiției de gaze naturale. O știe foarte bine. Ați colaborat și cu alții. Și cu alții. Bun. Constructorul cu... Dar dânsul fiind reprezentantul celor de la District Gaz, cum era pe vremuri, așa, am făcut demersuri la Târgu Mureș, la Târgu Mureș. N-ar importa să fac un istoric al acestei situații. Am găsit soluții rezonabile de finanțare. Puteți spune mai mult despre treaba asta. Bun. Da? A contribuit și Agricola Internațională la conductele comune. Și o parte din populația civilă care au venit. Strășnind din dinți. Deci putem discuta mult despre investițiile care s-au făcut în ultimii 20-30 de ani. 20 de ani. Hai să zic 20 mai mult decât atât. Vreau să vă completez un aspect pe care l-ați remarcat în momentul când discutați puțin mai înainte, că să aducem investitori și că trebuie să Îi atragem, într-adevăr. Da. Comuna Hemeiuș are la ora actuală cea mai mare investiție din Moldova în zona rurală, prin parcul industrial, unde sunt la ora actuală pe platformă 1200 de salariați. Cu perspectiva să mai crească încă cu vreo 200. Asta înseamnă venituri suplimentare la bugetul local și știți foarte bine că politic depinzi când nu ai bani de cei care împart banii. Din păcate așa. Și asta e la noi. În completare, vreau să mai ne facem un parc propriu al Comunii Hemeiuș, în continuare, un parc de 17 etaje, care va fi administrat de Primărie Hemeiuș, nu în colaborare cu Primăria. Da. Ah, foarte bine. Deci, cum rezolvați problemele de mediu? Poftim? Cum rezolvați problemele de mediu? Cum rezolvați celelalte? Adică canalizare, apă... Domnul Petrescu, deci în program un master plan este prinsă toată comuna și în legătură cu satul Fântânele, am făcut un proiect, eram eu atunci primar, și am zis, dom'le, facem acest... Ce v-am spus puțin mai înainte? Ca să putem să preluăm toată apăuzată din satul Fântânele. Aveți și dumneavoastră, veți avea până în 2020 canalizare. Deja v-ați lăsat fără... Deci nu poți mă duc liniștit pe acasă. Puteți să vă duceți. Mie mi-e ca-mi teamă. Da. Deci punctul trebuie respectat și vreau să revin la punct și să vă zic de ce. Zona în care toată strada, îi lăsăm un pic de atenție, vă rog. Toată strada îi lăsăm un pic de atenție. Pentru că, din păcate, noi nu avem consilier. Deci de-aia am ajuns aici. Am vrea tot căutat consilierul de... Noi nu avem. Bun, și atunci trebuie cineva să vină și să vorbească. Și aici din partea celor din partea. Cum adică nu aveți consilier? Noi nu avem consilier în Fântânele. Dar mi-ați fost la vot în 2016? Nu avem. În 2016 ați fost la vot? Locuiți în Fântânele? Nu. Bun. Vă scuzați. Deci dacă nu locuiți acolo să... Locuiți în Fântânele. Dumneavoastră aveți dreptate. Toți care vin din partea consilierului. Nu este consilier. Pe domnul Valilea vă cunoașteți? Pe cine? Dar nu e la Fântânele. Dar unde? Dar m-a dat de unii de visată Fântânele? Stai, pe adresa mea să te vreți să vă arăt cu Domnul Mihai, mai ești ca un saldo Fântânele de Unicebi. Uitați-vă pe vorbesc din dumneavoastră. E pe Arnaua 49, sau că scrie Fântânele. Saldo Fântânele de Unicebi. Uitați consilierul. Dar și eu sunt pe Fântânele, da? Nu, dar dânsul e consilier acolo. Așa. Lăsați-mă să zic ce vreau să zic. Deci mergând pe acea strană... Fântânele nu înseamnă numai să duc pe ăla două. Nu, înseamnă și partea de jos. Da. Până la drumul care urcă pe zici. Și eu sunt din Fântânele ca toți vecinii. Mergând pe stradă, care în Pug este în zonă rezidențială. Da? Este sau nu este? Da. Este. Ce vezi? Vezi așa. Un depozit de fier vechi, care nu are ce căuta într-o zonă rezidențială.
Așa, eu tot timpul împăzesc porțile, deci acum mi-am pus să nu cumva să mi le furi, ca să le caut până în partea lor. Și două depozite mari de lemne cu lemnul în drum, pe domeniul public. Care iarăși nu are ce căuta, sub nicio formă, un depozit de lemne într-o zonă rezidențială. E la o margine de comună, nu. Nu este adevărat. E rezidențială comună. Dar e zonă rezidențială, deci vorbesc foarte serios. Deci vreau ca și primăria să trateze serios. Deci valoarea terenurilor noastre, valoarea caselor și investițiilor noastre în zonă scade dramatic la sub jumate dacă ai un căcat de la, scuzați expresia, de fierbec lângă tine. Ca să nu mai zic siguranță. Păi i-ați văzut cu băieții. Sunt foarte rapizi. Poftim? Și cine-i patron? Păi asta zic, sunt băieți rapizi acolo. Da. Deci trebuie grijă foarte mare. Au arte, sunt în regulă, au cumpărat terenul. Nu contează. Nu poate să facă ce vor pe teren. Asta este. Nimeni nu poate să facă ce vrea el pe terenul lui. Nimeni nu poate să-și... N-ar trebui, exact cum ați citit noastră din lecții, din lege. Nu poate să construiască cum vrea. Nu poate să-și acopere casa cum vrea, puțin rămas. Ne-am trezit cam târziu. Păi nu, nu ne-am trezit târziu. Nu este niciodată prea târziu. Este exact în termen și trebuie să faceți cumva curat. Da. Încercăm, domnul. Deci asta este rugămintea noastră. Este bine să mai veniți. Dar de ce nu luați dumneavoastră fierul vechi? Puneți-l lângă poarta noastră. Luați-i vecine acolo unde locuiți. Nu știu unde locuiți. Dar puneți-i în altă parte. Ei tot în zonă rezidențială. Deci nu. Am vorbit la Consiliul Județean și Consiliul Nu, eu nu l-am găsit acolo, domnul. Eu mai am încă pe acolo, nu contează. N-are a venit mai devreme și a spus că Consiliul Județean. Vreți să ne ocupăm de canalizare și de alte... Și de canalizare și de urbanism. Chestia asta e o chestie minoră de industrială. Deci această comună are o zonă industrială. Toate depozitele de orice fel și toate panoramele trebuie să se ducă în zona industrială, că pentru aia s-a făcut zona industrială. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumim. Ne vedem data viitoare, pentru că nu putem nici nu voi vorbi nimica, dar voi... Domnul Petrescu, orice idee este binevenită, orice spate... Ce vreau să vă rog, veniți cu mine, dați-mi un reprezentant luni la ședința de la Consiliul Local Mărgineni. Pentru că problemele sunt comune, Mărgineni, Hemeiuș, în materie de apă, sunt strâns legate. Mai curând ar trebui, mă scuzați, la Consiliul Județean ca un cuvânt de spus asupra cravului decât la noi. Noi ne luptăm, suntem doi, mai degrabă la Consiliul Județean... Deocamdată, toată partea aia de acolo e apă din Mărgine. Mărgine ne-au predat serviciu ca și noi la Sunt foarte interesați de problemele de apă, că vor să-și extindă rețelele în sfârșit. Și atunci vor invita pe cineva de la CRAB la ședință. Voi fi eu din partea celor care suferă că n-au apă în partea stradă. Era bine să vină cineva și din partea primăriei Mărgine. Pentru că investiția, de fapt, este comună. Că nu este luni la ora 1. O să iau legătura cu primarul de acolo și o să participe și din partea noastră cineva. Vă mulțumesc mult. Foarte bine. Da. O să trimit pe domnul Gărățeanu care s-a luptat cu sistemul de alimentare a apei și cunoaște foarte bine problema. Administratorul comunii noastre. Da, v-aș ruga să consemnați ceea ce am zis eu în ședință și am să vin cu, bineînțeles, cu aprobarea dumneavoastră, să-mi dați și mie o copie după aia să le-o prezint în ședință vecinilor mei. Mulțumesc mult. Vecinii dumneavoastră, am văzut tabelul aici, sunt 7, 8, 10 persoane. Deci, la următoarele alegeri, cât suntem acolo, vreo 60-70, vom propune un consilier care să locuiască acolo, care să n-aibă apă acolo, să n-aibă trotuare acolo, să nu aibă canalizare acolo, să n-aibă iluminare, iluminarea asta doar există, să n-aibă supraveghere video, supraveghere video e doar din coace de tot așa. Deci, ăla va fi consilierul și nu eu, pentru că eu nu am timp de așa ceva, va fi un consilier care să apere și interesant. Problema e că trebuie și votat, noi îl propunem. Păi nu, dar s-a zis, deci când vor fi alegerile, vom vota. Deci e clar, cu buletinul în mână, asta este. Da. Asta nu înseamnă că nu apreciez ceea ce faceți dumneavoastră aici. Numai că nu m-a întrebat niciodată cineva să vină dumneavoastră în consilierul aici. Același consilier, sunt eu pe Funtinerii și domnul Mihail pe Funtinerii. Păi, și domnul Iacu și toți consilierii de aici, toți putem participa la Funtinerii. Deci, ca consilier. N-am nicio problemă. Important este ca acel consilier din Fântânele să vină în
dacă tot voi aveți vreo treabă pe aici, nu avem apă dobre, nu avem canalizări. Bine, ia să vedeți. Nu au fost discuții. Nu au fost. Nu au fost. Nu puteți vă confesa așa, că au fost discuții. Domnul primarul, prin voi când ne vine apa? Vin domn primarul. Trebuie să dau un răspuns la oameni. Păi stați că răspuns. Păi când? Haideți să facem proiectul e până în 2020. Mai discutăm, nu m-am picat când îngăduiți domnul. Avem de prezentat două rapoarte. Vezi, da, am un trag canalizare. Vrem că am avut în vedere la unul din puncte legea salarizării. Aveam și un an de la preluarea mandatului. Avem niște rapoarte făcute de aparatul de specialitate al primarului, personalul. Bine, discutăm în ședința următoare. Domnul primar, că am dat discutăm. Lăsați, încă o lună de zile întârziere, nu e nicio problemă. Dacă dumneavoastră aveți o problemă, nu e nicio problemă. Vă învoim. Măcar așa, în mare. Aparatul de specialitate al primarului este structurat următoare de activități. Secretariat, stare civil, juridic și arhivă. Financiar, contabil, urbanism, asistență socială, cadastru și agricol, cultură, deservire și poliția locală. Ca să nu vă lăsă să vă spun ce face fiecare, dacă vreți și vă interesează, puteți intra pe site și o să găsiți fișa postului la fiecare angajat al primăriei. Vă spun doar așa, în mare, cam realizările lor, în ultimul, cel puțin pe 2017, obiect, numai de la 1 ianuarie. Obiectul de activitate. Obiectul de activitate a fiecărui. De exemplu, la starea civilă, doamna Ciuchia Dina, o emis anul acesta, 10 certificate de naștere, 42 de deces, 28 de căsătorii. Pe probleme de secretariat, dispoziția ale primarului, 130 de dispoziții, hotărârea ale Consiliului Local, 44 cu... Până iunie. Da. Adeverinții de vânzare de teren extravilan, 36. La urbanism, doamna Bârzu Viorica. Procesul verbal de recepție, împreună cu comisia din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Procesul verbal de recepție, 59. Autorizații de construcție de anul acesta, 89 până la această oră. Certificate de urbanism, 188. Certificate de edificare, 49. Autorizații de racorduri, 61. La cadastru, doamna Monica Chelaru și domnul Gălean Liviu. Adeverințe de rol și pentru APIA, 700. Carnete și atestate de producători, 15. Avizii consultative, 21. Registre agricole pentru perioada 2015-2019, 44. Taxe și impozite la Bălănucă Maria. Autoturism înscris, 300. Autoturisme radiate, 50. Roluri deschise, 220. Certificate fiscale, 900. Pentru poliția locală, o să vină săptămâna viitoare, o să cer de la poliția română și de la poliția locală, să vină șefii cu câte un raport în fața noastră aici, să ne prezinte activitatea lor pe un an de zile. Despre activitatea primarului. Împreună cu dumneavoastră, ce obiective și ce proiecte am atacat de la 23 iunie 2016 încoace. Să o luăm așa, cu achiziții. S-au refăcut analizele la apă, s-a întocmit documentația pentru stația de tratare și s-au obținut avizele necesare. S-a încărcat documentația pe platforma SEAP. Dacă nu sunt contestații, maxim 60 de zile sper să rezolvăm. La asfaltări pe fonduri europene, s-a întocmit documentația aferentă și s-a depus cererea de finanțare. S-au efectuat două verificări în teren, cererea de finanțare a fost acceptată, așteptăm confirmarea de la AFIR. Deci sunt 67 de proiecte aprobate la AFIR, noi suntem la poziția 12 pe listă. Asfaltări drumuri prin fonduri proprii. S-a întocmit documentația aferentă și s-au obținut avizele necesare. S-a alocat fondurile bugetare. În perioada 1-10 august, lucrarea va fi scoasă la licitații. Proiect început din 2015, de vremea lui domnul Mihail, finalizat de noi. Activități culturale. Pentru sărbătoarea pomului de Crăciun, de iarnă, pomul de iarnă. Suma de 15.000 de lei a fost folosită pentru plata programului artistic, sonorizare și cadouri la spectacolul cu tradiții și obiceiuri. Ziua Comunii. S-au făcut plăți pentru programul artistic, achiziționare de cupii și medalii. S-au premiat cele 18 cupluri care au împlinit vârsta de 50 de ani de căsătorie. S-au întocmit documentații necesare amenajamentului pastoral, s-au recoltat și s-au stabilit volumul de producție vegetală în vederea concesionării islazului la persoanele interesate. Persoanele interesate.
S-a semnat contractul de proiectare pe terenul care va cuprinde amenajare, suprafață de joc, e vorba de terenul de fotbal, plasă de protecții, bancă de rezervi, tribună, vestiare, ceea ce v-am prezentat și în materialul din ședința de Consiliu. Canalizare. Supravegherea și intervenția pentru eliminarea unor disfuncționalități în construirea canalizării de către SC Iarbașu, poziționarea unor racorduri, aducerea drumurilor la starea inițială, fluidizarea traficului, ceea ce am putut să facem. În unele locuri am mai găsit conducta de aducțiune a apei spartă. Cu ocazia asta am alimentat bazinul de 300 de metri cub de apă și am dat drumul la să avem presiune pe coloane ca să putem să vedem unde sunt eventualele distrugeri. S-a întocmit expertiza tehnică a fostului liceu tehnologic. Se lucrează la întocmirea documentației în vederea depunerii cererilor de finanțare prin fonduri europene pentru obiectivele sistem integrat de management energetic a obiectivului Școala Gimnazială Hemeiuș, Ion Grigore Tăbăcaru și Școala Gimnazială Ion Simionescu. Cele două școli, de la Hemeiuș și de la Lilieci. S-a întocmit proiectul și documentația necesară obținerea avizilor pentru podul de la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. S-au obținut avizele, s-au încadrat documentația pe platforma SEA. Programul PNDL 2014-2020. S-au depus cereri de finanțare pentru construirea dispensarului uman, două proiecte de asfaltare, un proiect de asfaltare, extindere iluminat public, modernizare iluminat public. Urmarea publicării pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, a listei obiectivelor de investiții și asumele alocate acestora pentru finanțarea programului de dezvoltare locală PNDL, am obținut un dispensar care vi l-am prezentat și în ședința de Consiliu, de 1.296.996 de lei. Culegerile date propuneri pentru un nou site al primăriei, inclusiv o filmare cu drona. Pentru a avea înregistrate toate obiectivele și toate culturale și economice și industriale și tot ce avem pe raza comunii la această dată. În faza de proiectare s-a demarat procedura de întocmire a proiectului tehnic pentru sala de sport din curtea școlii Grigore Tăbăcaru și consolidare taluz pe strada Crizantemelor. Extinderea canalizării, aici avem sprijinirea proiectanților extinderii rețelei de canalizare cu toate datele solicitate de către SC Fitner București, SA. Continuare de lucrări. S-au refăcut 2,5 km de șanț în urma inundațiilor de anul trecut și a ploilor și a zăpezei din primăvară. S-au decolmatat 6 km de drum sătesc. S-au adunat și transportat aproximativ 300 de metri cub de aluviuni și resturi vegetale în urma inundațiilor. S-au refăcut prin balastare 8 km de drum sătesc. S-au doborât 7 arbori de talie mare care puneau în pericol siguranța rutieră, populația și în special aici în zona cimitirului și a liniei electrice de la Părculezul de Joacă. S-a schimbat modul de dispunere a garajului conferindu-l o mai bună utilitate din curtea primăriei. S-au desfășurat acțiuni de monitorizare și de impulsionare a începerii lucrărilor de colmatare a părăului limpede, de la podul alb și până la podul Cioban aici, în urma insistențelor cu cei de la Apele Române. S-au finalizat lucrările de extindere a rețelei de alimentare cu gaze naturale pe lungimea de 1500 de metri, lucrări proiectate, începute în mandatul domnului Mihailă. S-au făcut lucrări de dezăpezări, lucrări pe cei 43 de km de drum sătesc. S-au plantat 120 de tuia, specii ornamentale, 100 de metri linear de buxus, pe lângă alineament, pe lângă gardul primăriei și pe lângă gardul pentru cultural. S-au executat lucrări de deratizare pe o suprafață de 600 de hectare de teren în intravilanul comunii Hemeiuș. S-au început lucrările de construire a unui foișor în curtea primăriei. În referitor la alte activități. S-au întocmit documentații necesare obținerea vizului conform al Ministerului Învățământului pentru schimbarea destinației școlilor de la Fătunele și de la Andrieșești. Extinderea rețelei video, de supraveghere video. Cu ocazia zilei comunii s-au montat două camere cu infraroșu
și 300 de metri de fibră optică. La rețeaua existentă se achiziționează un număr de 4 camere cu infraroșu, se extinde rețeaua către satul Andreșești cu 2300 de metri și de la strada Crinului spre Bacău cu 500 de metri și 6 camere de infraroșu, urmând ca anul următor să mergem spre Fântânele, de aici de la pod, de la Bardașul, de aici, de la Podul Alb, să mergem încolo către zona Fântânelilor. Pe gală s-a repartizat o sumă de 60.000 de euro cu finanțare de la bugetul local. Se lucrează la documentația de atribuire prin forțe proprii la obținerea unui cuplu excavator. S-au achiziționat 5 laptopuri și calculatoare cu perifericile necesare pentru primărie. S-au semnat contracte de mentenanță la calculatoarelor și perifericelor primăriei. Dotarea școlilor cu copiatoare și videoproiectoare. S-au achiziționat costume, căști, materiale de protecție, bocanci pentru serviciu voluntar. Susținere financiară a celor 5 biserici din comună. Indicatoare rutiere și numere de imobil. S-au achiziționat și montat un număr de 24 de indicatoare rutiere și 4 oprinți pentru fluidizarea traficului. S-au montat aproximativ 50% din cele 3600 de numere de imobil și plăcuțe cu denumirea străzilor. S-au achiziționat și montat un număr de 40 de coșuri de gunoi, capacitate de 60 de litri. S-au confecționat și montat 5 containere pentru colectarea materialelor plastice. Și cam atât. În mare. Pe parcursul acestui an. Asta e bine să apară transparent, dacă ce lumea cum s-a răzut, să apară. Referitor la consilierii locale. Au luat cuvântul ședințele de Consiliu. Tancă Iulian, în toate ședințele. Roșca Dumitru, de 3 ori. Dima Gabriel, de 3 ori. Da, deci nu e în toate ședințele, am verificat procesul. Da. Da. Petrica Daniel odată, Bubuleț Ionel odată, Davinduța Antonina de 4 ori, Mihail Constantin la toate ședințele, Zota Maris de 4 ori, Pascu Puiu, 4 ori, Munteanu Tatu Tatu, Roman Vasile, nu mai vorbesc. 3 ori. Mai sunt atâția. Roman Vasile, 5 ori, 6 ori, Patrick Ioan, în toate ședințele, Teniță Răuschi de 3 ori, Bălan Ovidiu Liuță de 6 ori, Iacu Vasile odată. Vreți să primari vorbăresc, domnul primar? Domnule, trebuie să fiți mai vorbăreți și să vă spuneți punctul de vedere, pentru că dumneavoastră reprezentați o anumită parte a populației care v-a dat voturile. Este adevărat. Foarte. Dacă îi reprezentăm cu a, eu cu tăcere, să fiu mult mai vorbăreți de acum. Și chiar cu inițiativii, vă rog. Bineînțeles. Și pentru Fântânele, vă rog. Deci chiar eu aș fi pe bine să vin aici. Vă rog. Vă mulțumesc. Facem parte din aceeași. Alte probleme. Dacă nu se ia seama ceea ce vorbește, se întâmplă. Păi cum să nu se ia? Se consemnează. Se consemnează și se spune. Aveți posibilitatea, dacă totuși nu există din satul Fântânele. Și din satul Fântânele, nu? Tot ce s-a discutat prin Fântânele. Deci aveți reprezentant în Consiliul Local, ca și consilier de la Fântânele. Discutați orice problemă cu dumneavoastră, mai veniți și la ședințe, așa că... Domnul Munteanu, cum nu se ia seama? Dar să domnul Munteanu are punctul de lucru tot la domnul Munteanu. Dumneavoastră o întoarceți așa pistitor. Da, nu vă convine ceea ce se discută de Fântâneli. Întotdeauna nu ați luat în seamă. Dar dacă un consilier de-al dumneavoastră, de la PNR, se duce la Fântâneli, bă, Munteanu nu-i de Fântâneli. Păi dar nu ești pe Fântânele. Păi da, atunci pleacă, cum e pe Fântânele, domnule? Păi da, pentru că... Cum e pe Fântânele? Pe Fântânele are limita de votar cu satul Hemeiuș, aici, la satul Hemeiuș. A spus că nu se ia în seamă. V-am promis că vin acolo la Fântână, la Fântânele. Da. Dar acum ce ori așteptau locuitorii satul Fântânele? Să vedem primăria la ce face acum? Nu mai intru cu vaca pe aici, să urcă cu vaca pe țeau. Deci, domnul primar, de față știi problema ce urgențe de la urgență sanitar veterinară. Să vă dea probe de rezultate de la analize și să vedeți că apa este nemotabilă și este...